Și cum eram noi așa, astăzi eu și Răzvan am stat de vorbă, cred că vreo oră și ceva, cu doamna Ioana N. Dojoiu pentru Spot Media, pentru publicația Spot Media. Va apărea discuția pe care am purtat-o, cred că în seara asta va apărea, dacă mi-aduc bine aminte. E foarte interesantă, foarte interesant dialogul și o să-l publicăm și la noi pe pagina Bună România. Și vorbim cu doamna Ioana N. Dojoiu, m-am uitat un pic în urmă la niște dialoguri pe care dânsa le-a avut, de exemplu dialogul pe care l-a purtat cu șeful Comisiei de Etică de la Babeș-Bolyai, de la Universitatea Babeș-Bolyai, domnul Dragoș Damian. Știți că se tot vorbește, nu știu dacă ați remarcat, s-a mai tot vorbit prin presă de un plagiat al domnului ministru de interne Lucian Bode. S-a tot vorbit prin presă, am tot văzut, toată lumea vorbește. Am remarcat că toată lumea vorbește despre așa ceva. Și în cadrul acesta s-a purtat acest dialog cu domnul Dragoș Damian, cel care conduce Comisia de Etică. Pentru cei care au deschis mai târziu aparatele, există comisia care i-a acordat titlul de doctor și comisia de etică, comisiei ce i-a furnizat ideea că, domne, stai un pic, că e și nu prea e doctoratul ăla cum trebuie luat, este viciat și așa mai departe. Și domnul Dragoș Damian a fost întrebat în mod legitim de către doamna Ioana N. Dojoiu, domne, dar până la urmă comisia aia care a acordat doctoratul, domne, comisia aia, cum, doamne, înțeleg că dumneavoastră v-ați pronunțat doar pe ce vi s-a semnalat și n-aveți voie să vă uitați mai mult decât vă este semnalat. Dar comisia care acordă titlul de doctor e ok în momentul de față, rămâne în funcție, nu s-a întâmplat nimic, merge mai departe și așa mai departe. Și domnul Dragoș Damian dă un răspuns care, vă spun sincer, mi s-a părut spectaculos. De mult n-am mai auzit ceva de spectaculozitatea pe care vă invit să o urmărim împreună. Crutinizat de către public decât alții. Deci din această perspectivă, sigur, rolul comisiilor doctorale, comisiilor de îndrumare este esențial și aici a fost cumva o problemă de la început până la sfârșit în cazul acestei teze de doctorat. Și domnul Dragoș Damian zice în felul următor, nu știu dacă s-a cuprins în tot pasajul ăsta, că n-am reușit să-l aud suficient de bine, sper că s-a cuprins, dacă nu îl reluăm. Zice în felul următor, domnule, treaba e așa, de aici înainte trebuie să fim mai atenți în momentul când vine cu intenția de a deveni doctor un politician. Pentru că, domnule, după aia ulterior vedeți că se pune așa o lumină asupra evenimentului, se verifică, se cercetează. Pentru un om obișnuit nu există acest gen de cercetare. Adică nu ați văzut că Cutărică, până la urmă, care și-a luat doctoratul, este după aia verificat la intensitatea la care se verifică doctoratul unui politician. De aceea trebuie să fim mult mai atenți când acordăm titlul de doctor. Eu ce vă spun care e interpretarea mea. Doamna Dojoiu mi-a explicat altfel lucrurile. Eu vă spun care e interpretarea mea de aici. Îi zice așa. Dom'le, problema nu e că dăm doctorate în mod anapoda. Problema nu asta e problema. Problema este că se află despre lucrul acesta. Și în cazul politicienilor se află despre lucrul acesta. Tocmai de aceea, hai să încercăm să fim mai riguroși când acordăm doctorate politicienilor, că vorbesc ăștia la televizor ca nebunii. Sigur că nu vorbesc ăștia la televizor ca nebunii, ci vorbesc câțiva la televizor foarte puțin. Și aia câțiva care vorbesc, vedeți că trec prin tot felul de rigori ca să se termină cu dialogul ăsta pe subiectul acesta. Deci pe ei deranjează nu că se întâmplă, ci că se află. Problema nu este că s-a întâmplat. Problema este că s-a aflat. Și odată aflat, problema este că nu se vorbește și se merge mai departe, se insistă. Deci dacă asta a fost abordarea domnului Buzăianu, da. Dacă ăsta a fost mesajul pe care a dorit să îl transmită, sesizăm o școală de gândire nepotrivită din punctul nostru de vedere mediului academic. Opinie, vă rog, afișați. O afișăm ca fiind o opinie. Pentru că opinia mea e, asta am înțeles din ce ai relatat tu ca un reporter la fața locului, în fața calculatorului, urmărind acest dialog. Emoționat, da. Eu am înțeles în felul următor. Trebuie să avem grijă la doctoratele astea care se verifică. Trebuie să avem mai mare grijă la doctoratele astea care se verifică. Încearcă să găsești pasajul, e foarte importantă nuanța. Pentru că dacă ne spune președintele unei comisii de etică, sigur, domnia sa a fost și în Ministerul de Interne sub un alt penelist. Nu știu dacă e relevant. E un element biografic pe care am simțit nevoia să-l precizez. Deci, dacă ne spune președintele comisiei de etică, și anume că noi trebuie să avem grijă la doctoratele de politicieni, pentru că astea sunt cele mai expuse, înseamnă că n-a înțeles nimic Comisia de Etică sau mediul academic din aceste scandaluri. Nu. E o problemă cu modul în care se obține titlul de doctor. Aia e o problemă. A, pentru că unii dintre cei care își doresc titlul de doctor, dar nu îl merită,
sunt în politică, așa aflăm de ce se petrece de fapt în anumite școli doctorale. Tu nu trebuie să ai grijă să nu mai fie doctorate cu probleme dintre cele expuse. Tu ar fi trebuit să ai grijă să nu mai fie doctorate cu probleme, punct. Deci nu, Doamne ferește, domnul Buzean, tot sper că ai interpretat greșit, domnul Buzean. Și am înțeles, dacă vrei, hai să reluăm pasajul. Haideți să reluăm pasajul ăsta, pentru că dacă mesajul pe care tu l-ai receptat și l-ai reformulat și ni l-ai oferit nou e cel corect, da, avem o mare, mare problemă de etică la Comisia de Etică. Deci haideți să vedem ce spune omul ca să fim siguri că n-am înțeles noi greșit. Scrutinizat de către public decât alții. Deci din această perspectivă, sigur, rolul comisiilor doctorale, comisiilor de îndrumare este esențial și aici a fost cumva o problemă de la început până la sfârșit în cazul acestei teze de doctorat. Nu, nu e pasajul exact. Pentru că aici e o chestiune absolut pertinentă. Dacă se confirmă ce a spus dumneavoastră, domnul Buzăianu. Da, dar imediat vă dau pasajul exact. Dacă se confirmă, trimite pasajul, trimite detaliile. Până atunci, în schimb, vreau să ascult și eu un punct de vedere cu care să pot fi întru totul de acord. Vreau să ascult și eu un om cu care pot să rezonez. Vreau și eu să dau în sfârșit la televizor oameni care au curajul să spună lucrurilor pe nume. Vreau să aud în sfârșit un politician de la cel mai înalt nivel care sancționează furtul sub orice formă și mai ales furtul intelectual. Vreau să aud un om moral, vreau să aud un om demn, vreau să aud un membru al comunității academice tratând plagiatul așa cum trebuie, tratându-l ca pe un furt ce nu poate fi tolerat în politică și nici în restul lui, dar mai ales în politică. Dați-mi, domne, un om, un virtuos al mediului academic spunând adevărul. Plagiatul, domnule Prilipceanu, este un furt. De-al de mai multe. Furtul se pedepsește. Indiferent că este sau nu o vulnerabilitate pentru un partid sau pentru un om, acest lucru nu trebuie să existe. Plagiatul, domnule Prilipceanu, este un furt. Furtul se pedepsește. Indiferent că este sau nu o vulnerabilitate pentru un partid sau pentru un om. Acest lucru nu trebuie să existe. În sfârșit. Informații ce ascultăm acum, un om care ia atitudine împotriva acestor chestiuni care planează în spațiu public, ne face de râs mediul academic toată această discuție. Păi da, bine că a venit cineva în mod riguros și a luat atitudine. Și mă bucur că nu e vorba de un personaj marginal. Da. Îmi place să aud astfel de puncte de vedere. De unde? Din fruntea guvernului. Mă rog, nu chiar fruntea, așa, de la sprâncenele guvernului. Da. Deci un om care conduce un partid, un om care conduce un minister, un om cutremurător de important o spune, domne. Că dacă o zic niște jurnaliști și dacă o zic și de mai multe ori, sunt limitați în libertatea de exprimare de instituțiile statului. Dar o spune un politician care are și, atenție, imunitate pentru declarațiile sale, nu se ferește și numește plagiatul așa cum e el de fapt. Un furt, domnul Buzeanu, ce nu poate fi tolerat. Și ne întoarcem la fraza care a consacrat personajul. Nu tolerăm! Nu tolerăm, da. El așa s-a expus în spațiu public, ăsta este momentul său de glorie. De fiecare dată când se întâmpla ceva, domnule, nu vom tolera așa ceva, domnule. Nu vom tolera. Și vreau, dacă îți aduce aminte, domnul Zanfir, dacă tot suntem în situația așa, dați-i mesaj domnului Bode, spuneți-i că discutăm despre problema plagiatelor și rugați-i să intervină în această situație. Nu am adus niciun fel de acuză, domnule. Domnul Buzeanu, dumneavoastră... Nu, e o emisiune liberă, eu întreb, eu propun. Sigur, dumneavoastră propuneți cu textul de lege în față, văd că atunci când se aduce atingere imaginii sau sunt formulate acuzații la adresa unei persoane, difuzorul are obligația de a-l contacta pe acesta. Noi dar nu am adus nici... acuzații. Nu, am difuzat în scop laudativ, apreciativ. Hai să și... A fost aplaudat. Bravo!
Wow! Auzi, acum poate că oamenii care circulă în jurul domnului Bode... Luci Bode, președinte! Luci Bode, președinte! Domnul Bogdan, aveți deci, cuvântul. A fost, da. A fost totul în cel mai pur sens, curat, sufletește, da. Într-un totul. Gata, deci, nu există obligație. Domnule, ce înseamnă ce? Să fii disciplinat, domnule. Da, domnule. Te-a disciplinat. Dar stai să vezi până la finalul emisiunii disciplină. Chiar ordine și disciplină. Da. Deci avem obligația de a contacta atunci când formulăm acuzații sau aducem atingerii imaginii cuiva. Noi n-am făcut decât să apreciem. Pentru echilibru și contactată persoana respectivă a trebuit contactată și în momentul când i s-au adus laude. Păi să modifice legea audiovizuală, să fie contactată persoana și să stea în direct. Da. Non-stop, cât emite, să stea pe fir. Dar și dacă stea nevoie... Poate are nevoie să intervină oricând. Poate vrea să ne ia și publicitate. Pe parcursul emisiunii. Ia o scurtă pauză publicitate. Bun, haideți să ascultăm momentul. Pasajul în care președintele Comisiei de Etică de la Universitatea Babeș-Bolyai, domnul Dragoș Dacian, zic bine? Da, mult mai relaxat în privința plagiatorilor decât domnul Bode. Domnul Bode a văzut fermitate maximă. Nu știm, relaxat, nerelaxat, nu e verificat cu încordarea. Îl ascultăm și vedem apoi ce a spus cu adevărat și ce a înțeles domnul Buzoianu. E foarte discutabilă, dar comisia... Păi asta e problema. Acum nici să nu tratăm exemplul ăsta ca pe unul relevant pentru universitățile din România sau pentru UBB, pentru că orice pădure are uscăturile ei. Se poate întâmpla în orice școală doctorală și una foarte bună. Să existe o situație în care nu se uită bine la teză și se dă drumul la așa ceva. Însă, de principiu, când un politician își face teza într-o universitate, probabil o mai mare atenție este... necesară, pentru că este un exponent al vieții publice care, sigur, va fi mult mai scrutinizat de către public decât alții. Deci, din această perspectivă, sigur, rolul comisiilor doctorale, comisiilor de îndrumare, este esențial și aici a fost cumva o problemă. Aici a fost o problemă de la cap la coadă. A zis exact ce v-am relatat că a spus. Deci mai multă atenție pe ăștia care sunt persoane publice, verifică lumea. Acolo fiți și voi mai atenți că ne prind ăștia. Cum, domnule? În rest poate să scape, zice. Ați văzut, relaxă-ne. Nu-i pădure fără uscăciuni? Dar cum adică nu-i pădure fără uscăciuni? Cum adică, cum trece de o președintele comisiei de etică de la Universitatea Babeș-Bolyai, care ne considera o emisiune de toată jena? Așa a semnalat dânsul discuție cu producătorul. L-ați ascultat puțin mai devreme? Ce declarație a făcut? Deci zice în felul următor, trebuie un pic mai multă grijă la politicieni. Ăștia au un rol în societate, sunt scrutinizați, sunt acolo... Ce să înțelegem, domnul Buzoianu? De ce la politicieni trebuie mai multă regulă? De ce trebuie mai multă? Mai... Decât a spus. Păi nu, domnul Buzoianu, și a spus o prostie, îmi cer scuze. Că este opinia mea că s-a spus o prostie. Da. Nu. Cea mai mare grijă, deci dacă pornim de la prezumția că nu sunteți în stare să aveți grijă de toți doctorați. Da. Deci dacă porniți de zici că produci piulițe și la 1 milion de piulițe mai este una cu defect, pădure fără uscăciuni. Luați mai puțin doctoranzi. Fomița mai redusă, înțeles. Mă rog, alo. Este o opinie. Fomiță? În ce sens fomiță? Păi se ciugulește pe bază de... Foame de cultură. Foame de cultură. Dar e și foame de bani, băieți, ca să citezi în prietenul tău interpret. Are legătură cu situația finanțială. Stai, domnule, nu există niciun fel de legătură între numărul de doctoranzi și... fondurile alocate, cum nu există o cifră de școlarizare? Cum? Ce, Doamne iartă-mă, vrei să-mi spui? Ok, dacă... Bugetul unei școli doctorale nu este proporțional numărului de doctoranți? Păi stai o secundă, hai să vedem de ce scoate ei pe bandă rulantă. De ce se joacă profesorii îndrumătorii de doctorat cu reputația lor într-o manieră absolut irresponsabilă? În anumite cazuri, anumite, bravo, toate, așa. Frumos. Bravo, ți-a plăcut. Bun, deci în loc să ne spună, domnule, o să luăm mai puțin. Mai puțin doctorat. De ce? Pentru că sunt greu de gestionat, domnule, sfugă-ți așa, n-ai cum să stai cu ochii pe ei. Nu ne spune că va reduce, nu ne spune că n-ai cum, pădure fără uscăciuni. Dar la politicieni vom fi mai atenți. La politicieni vor fi mult mai atenți. Deci, asta este abordarea. De ce? Pentru că acolo se vede. Eu vreau să spun că mi se pare profund viciată logica președintelui comisiei, pe care nu am niciun motiv să îl contactez telefonic acum, din următoarele două motive. Ultima intervenție telefonică s-a soldat cu închiderea telefonului și apoi un comentariu nepotrivit la adresa noastră. În al doilea rând, eu comentez acum o declarație a domniei sale. Am o declarație a domniei sale și o comentez. Eu nu vorbesc în lipsă despre un om, ci fac analiză pe declarațiile publice ale respectivei persoane.
Da? Eu analizez în momentul de față o declarație aflată în spațiu public. Nu vin cu informații proprii unde să solicit un punct de vedere. Pentru că eu nu pot să solicit un punct de vedere pe declarațiile tale. Că după ce îmi dă punctul de vedere, închide telefonul și trebuie să-l sun din nou să-mi dea un punct de vedere pe punctul de vedere la declarația lui. Deci, stai să ne liniștim. A emis președintele Comisiei de Etică de la Universitatea Babeș-Bolyai un punct de vedere în declarația respectivă și pe baza punctului său de vedere noi facem acum o analiză de text. Asta-i și analiza de text e următoarea. Domnule Dascăl, profesor universitar, doctor Dacian Dragoș. Cea mai mare grijă trebuie să o aveți la cei care vor funcționa în mediul academic, la cei care vor deveni profesori, la cei care vor coordona la rândul lor lucrări de doctorat. Ăla era răspunsul corect. Pentru că impostura academică nu pornește, domnule președinte al Comisiei de Etică, fost consilier al ministrului de interne. Al ministrului de interne, că eu sunt un om corect, nu amestec lucrurile. Al ministrului de interne, același partid, altfel. Mă rog, revenind. Deci, impostura pornește de la îndrumător, de la coordonatorul lucrării, de la acel profesor universitar care, pe modelul profesorilor universitari, ce girau lucrările științifice ale deținuților, mai ții minte cum toți pușcăria și mai cu dare de mână, dare de mână spre Condei, nu vă gândiți la prostii, scoteau lucrări științifice și părăseau mai repede pușcăria. Ei, lucrările alea toate erau girate de un profesor, de un cadru didactic universitar. Da? Cel puțin un cadru didactic universitar de la Universitatea de Sport dă n-a girat lucrări științifice de la Giovanni, de la Gică Popescu, de la toți, am înțeles. Oameni care au și ceva de spus. Științific, mă? Științific? Științific? Da, 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 da. Eu sunt de acord aici că domnul Popescu are ceva. Domnul Popescu științific? Științific. Bă, da, domnul Popescu, se pare că este... Ce este domnul Popescu? Este... Ți se pare că este membru al comunității academice, om de știință? A fost un mare fotbalist și dacă e... Stai, domnul Buzer, că mor... Nu vreau să intrăm pe speța asta. Păi intră pe speța asta. Nu vreau să spun de vorbă. Dar stai o secundă. Stai o secundă. Cum scrii tu o lucrare științifică într-un domeniu? Ce s-a întâmplat? Nu știu. Cum scrii tu o lucrare științifică într-un domeniu fără să fii academic vorbind implicat în cercetarea științifică? Bă, a făcut o cercetare în timp ce era... Stai un pic, aici chiar nu sunt de acord, pentru că domnul vorbim de totuși de Gică Popescu. Așa, și puteți vorbi de Gică Hagi. L-am ascultat vorbind. Da, super tare. Lucrare științifică, mă? Dom'le, ce înseamnă până la urmă științifică? Stai un pic. Păi hai să vedem ce înseamnă științifică. Zona fotbalul, ce înseamnă științifică în zona fotbalului? Păi asta te întreb eu. Ce înseamnă? Păi nu știu. Păi cât de științific poate să fie fotbalul? Bănuiesc că domnul Popescu e capabil să... Dar domnul Popescu e profesor universitar, e cercetător științific. Nu știu. Poate un om care a citit, poate a studiat domeniul care a activat. Deci, bun, dar nu asta, nu e... Lasă-mă, ok, nu, dar să ne lipim așa că e, domne, trebuie să-l mai... Mare fotbalist, nu. Cu pușcăria făcută și cu... Da, lucrai științific. Ok, sigur, îți place ție, da. Borcea, e bine și Borcea cu lucrările lui științifice? Borcea. Bun, așa, deci problema pe care eu aș fi vrut să o aud rostită, formulată, verbalizată de profesor universitar Dacian Dragoș, ar fi trebuit să pornească de la... construirea personajului universitar. Deci, problema nu e că vine un politician X, Y, B sau C. Problema e că găsește înțelegere la un profesor universitar care îi spune da, te facem doctor. Deci, în concluzie, l-am ascultat pe domnul ministru de interne Bode fiind foarte drastic, aspru, dar sever în privința problemelor plagiatelor. L-am ascultat apoi pe șeful Comisiei de Etică, domnul Dragoș Dacian. Dacă zic bine numele, da? Da. Sau Damian, nu mai știu. Așa. Nu, domne, Dragoș Dacian, șeful Comisiei de Etică de la Universitatea Babeș-Bolyai, care are o atitudine mai degrabă relaxată. Domne, se mai întâmplă. Plus că îi face pe cei care, așa mi s-a părut, eu asta am înțeles din ce a spus, că cei care au oferit, că era întrebat în legătură cu situația domnului Bode și a zis, domne, nu există pădure fără uscăciuni. Deci, practic, îi trece la uscăciuni pe cei care au dat acest doctorat domnului Bode. Așa mi s-a părut. În contextul respectiv vorbea și asta a fost răspunsul dânsului. Eu mă raportez la ce a spus șeful Comisiei de Etică de la Universitatea Babeș-Bolyai. Dar în schimb erau într-o stare de relaxare, dar mai atenție că se mai află lumea. Și asta e atmosfera, să nu afle lumea. Pe de altă parte, de exemplu, apropo de aflat lucruri. Sigur că noi suntem mai degrabă în favoarea medicilor. Da, domnule, vreau să mă întorc. Da, ai avut dreptate. Nu, este practic comunitatea științifică a fost îmbogățită de următoarele lucruri. Nu vreau eu, uite, știu, se va semnala că tu ai fost un împătimit. Da. Eu vreau să semnalez cum în anul 2014 au apărut următoarele lucrări științifice cu titlu:
abordări teoretice și practico-metodice ale predării jocului de fotbal în centrele de copii și juniori din perspectivă interdisciplinară. E științific. Da, da, domeniul, se pare derizorul domeniului. Nu, mi se pare genul de titlu pe care l-ai pune unei lucrări științifice ca să pară științifică. După care, considerații privind optimizarea strategiei de promovare a jocului de fotbal la nivel școlar. După care, fotbal pentru viitorii fotbaliști profesioniști. Apele, da, lucrări 2014. Poate părea un domeniu derizoriu în care nu poate... Nu domeniul derizoriu. Nu domeniul derizoriu. Derizoriu e cum pui ștampila de lucrare științifică, da, doar pentru că cineva trebuie să iasă mai repede în pușcărie sau pentru că știi că are un capital de popularitate și nu putem să comentăm. Aia era legislația de la Gică Popescu, îi da îndoasă la situația. La Gică Popescu îi da îndoasă la situația. Științifice. Domnule, stai un pic. În primul rând, motivul, nu vreau să intru pe speța lui Gică Popescu, dar a fost o rușine băgarea lui Gică Popescu la închisoare. A fost o rușine. Da, m-a fost și într-un context. Da, de-aia nici nu vreau să discut mai mult pe subiectul ăsta, că mă enervez și mai tare. Da. Mai ales faptul, mi-aduc aminte de faptul că a murit tatăl său într-un fel, într-o stare de necaz. Nu știu ce legătură are cu ce-am spus eu. Are o legătură, eu, pentru că a avut o suferință din cauza faptului că fiul său a intrat la pușcărie și n-a fost lăsat să iasă Gică Popescu să meargă la mormântarea tatălui. Dom'le, asta e țara în care locuim. Adică a fost o... Ce treabă are asta cu lucrările științifice? Păi nu are o treabă, pentru că în momentul când avem această rigoare, hai să avem, doamne, iertă-mă, rigoare și partea asta. Cum dracu să nu lași pe Gică Popescu să meargă la mormântarea tatălui lui o zi din închisoare? Ce faci manipularea asta cu mine? Cu subiectul ăsta, mă enervez. Poți să enervezi cât vrei. Doamne, să iau secolă, mă, că tu ești da, în direct la televizor, domnul Buzean, te vede cine au, domnule. O să spună că te-ai enervat împotriva articolului X al neatul 11. Opinie, domnule, e bine. Este o opinie aici. Semnala la opinie. Opinia mea este că există profesori universitari care au girat niște lucrări pseudoștiințifice pentru limitarea pedepsei. Acum că n-a fost lăsat, sigur că da, este o chestie absolut inexplicabilă și uman și legal. Dar sunt chestiuni distincte. Eu așa consider, domnul Buzeanu. Acum, apropo de considerații, vă spuneam că noi suntem mai degrabă din ce ați plecat în favoarea medicilor și n-aș vrea, pentru că tratăm acest subiect, să pară că aducem în zona aceasta a medicilor o tentă generală, generalizatoare. Pentru că există și acest fel de a se comporta în spațiu public discuția. Domnule, așa sunt medici. De aici plecând se poate extrapola ceea ce e o tragedie, pur și simplu, și nu mi se pare un cuvânt prea dur. Darurile pentru medici, un mic gest de recunoștință. Ce se întâmplă? Cu toții poate ați auzit despre cazul acesta al doamnei care lua de la bolnavi oncologici niște șpăgi, condiționând tot felul de rețete și așa mai departe, de banii respectivi. Adică nu doar că luau atenție, ci făcea acest demers. Și este totuși absolut siderant faptul că apare o scrisoare care include pe aproape 100 de doctori din Suceava care o apără pe această doamnă doctor acuzată de luare de mită de la pacienții bolnavi de cancer. Dom'le, cum s-au adunat, dom'le, 100 de doctori în acea scrisoare? Cum au reușit cei 100 de doctori să li se pare că, dom'le, e ok. Problema nu este că s-au adunat acolo spunând că nu lua șpaga aceasta. Nu asta, că dacă ar fi, dom'le, din informațiile noastre am vorbit, ne punem mâna în foc pentru dânsa, nu lua șpaga. Nu, zic, dom'le, e vorba de niște mici daruri de recunoștință pentru medici. Noi avem prieteni medici care urmăresc această emisiune și care sunt jigniți pur și simplu de acest gen de atitudine pe care o au, uite, cei 100 de doctori din Suceava. Pentru că jignesc întreaga breasă a medicilor din România. Salariile erau mizerabile. Nu mai sunt mizerabile. Au ajuns într-o zonă decentă. Nu sunt bune. Sunt decente. Nu sunt bune. Sunt decente. Nu mai e caz. Sigur că în momentul în care erau salariile mizerabile, se conta cumva pe această surmontare a banilor de către pacienți. Se conta. Da, domnule, dar mai vine pacientul. Era ca la chelner. Era ceva înjositor. De-aia ne-au plecat toți medicii din țară. Nu mai e chiar aceeași situație. Nu mai e chiar aceeași drasticitate financiară în privința medicilor. Dar să vii să spui că darurile pentru medici sunt niște mici gesturi de recunoștință. Dom'le, asta mi se pare totuși o situație destul de mizerabilă. Totuși este o situație destul de mizerabilă pentru că acolo vorbim de niște pacienți bolnavi de cancer, oncologici. Sigur că există o zonă în care medicul începe să fie într-un fel, tocmai pentru că interacționează cu suferința zilnic, așa, este într-o situație în care nu poate să fie empatic continuu, că ar pricinui practic actului medical, dacă ar sta într-o stare de empatie continuă. Dar totuși să ajungi la situație de genul acesta mi se pare fabulos. Și acum hai să mergem către domnul Godină, care cum era dânsul așa, fiți atenți ce face domnul Godină, cunoscutul, renumitul domn Godină. Ce face domnul Godină, domnul? Domnul Godină, domnul Zanfir, se ocupă cu tot felul de lucruri. Hai să vedem dacă aveți materialul pregătit cu ce se ocupă.
Chirurgul brașovean a primit 2 ani și 11 luni de închisoare, asta după ce i-a cerut unui pacient să scoată suma de 2000 de euro de la bancomatul spitalului. Pe lângă condamnarea la închisoare cu suspendare, chirurgul trebuie să plătească și o amendă penală în valoare de 14.000 de lei și nu mai are dreptul să fie ales într-o funcție publică. În plus, el poate să-și mai practice meseria doar în regim de urgență în spitalele de stat. Medicul a fost prins în flagrant în urmă cu 2 ani, în timp ce lua mită pentru o operație pe cord deschis. Flagrantul a fost realizat după ce un apropiat al pacientei cu pricina i-a scris polițistului brașovean Marian Godină. Chirurgul nu era însă la prima experiență de acest tip. În general, pentru o simplă operație cerea 2000 de euro sau echivalentul sumei în lei, chiar și în tranșe. Doar 4 dintre pacienții păgubiți au depus mărturie împotriva lui, deși se crede că, în realitate, numărul lor ar fi mult mai mare. Cam asta este atmosfera acolo. Sigur că în momentul când arăți așa ceva, nu, pare cumva vinovat că arăți așa ceva, că dacă nu arăți așa ceva, pare că nu există problema. Câtă vreme nu arăți, nu există problema. E și o culpă pe care o ai. Păi da, nu, asta mă întoarce la doctorate. Da. Dom'le, dacă avem grijă la ăștia cu expunere, pe care îi verifică lumea, putem să stăm liniștiți. Cam așa e și abordarea aici. Dom'le, dacă apare în presă, există corupție. Dacă nu apare, e liniștit. Eu n-am înțeles cum anume a putut funcționa solidaritatea în acest caz. N-am înțeles cum a putut funcționa solidaritatea. Care era abordarea? Că din recunoștință veneau post factum și ofereau... Da, din recunoștință veneau post factum. Ca un dar. Poate da, un dar. Asta era atitudinea. Nu, problema este că în rechizitoriu se specifică faptul că, domnule, era o condiționare a actului medical. Păi da, dar medicii, cei 100 care au semnat hârtia, iau act de faptul că exista o condiționare sau acuză un dosar politic, eu știu ce. Știu ce, da. Pentru că sunt cel... Asta este vama morală. Asta e vama morală pe care o văd eu la medici. Condiționarea actului medical. Deci dacă condiționarea actului medical de anumite foloase, de orice fel există, subiectul este închis. Nu se mai vede. Salariile medicilor au crescut în ultima perioadă. Sigur că nu sunt la nivelul occidental, dar uitați-vă pe hartă, nici noi nu suntem în Occident. Dar dacă există condiționarea actului medical, nu are sens discuția în spațiu public despre stați să vedeți că nu mereu, dar puteai să-i dai în rate. Era om de înțeles. Îți lua și pe Guța și pe Revolut și pe nu știu. Nu mai există. Dacă după ce presta serviciu medical exista o formă de recunoștință din partea pacientului, stabilesc procurorii dacă asta e legal sau nu e legal, dar omenește, poți avea această discuție. Stai, domne, puțin că nu mai scăpa de el din cabinet, i-a aruncat și a fugit pacient. Adică acolo poate exista o discuție. Dacă după ce era sănătos, da. Toți am trecut într-o exigență medicală și știi că ai momentul ăla de vindecare, e eliberator, e relevator, este viață și moarte, e o a doua naștere, știi, și simți nevoia să-ți arăți recunoștința într-un fel. Și având în vedere cultura ultimelor decenii, e cel mai la îndemână pentru un cetățean român să-și arate recunoștința. Nu cu un pachet de țigări și o cafea, că totuși s-au petrecut niște evenimente în decembrie 89, ci cu niște foloase materiale. Asta este. Nu, eu nu spun că e în regulă, eu nu spun că e legal, eu nu spun că e moral, nu spun absolut nimic. Spun doar că ăsta e un fenomen sociologic explicabil, având în vedere cum s-au petrecut ultimele decenii și având în vedere ce salarii au avut medicii până nu de mult, ce salarii mizerabili. Dar dacă exista condiționarea actului medical, discuția nu-și mai are sens, nu mai intrăm în sociologie, antropologie și așa mai departe. Da. Bun, acum pentru că trăim aceste vremuri pe care ați văzut că le trăim și mergem către aceste vremuri în continuare, pentru că pare că tropăim în direcția respectivă într-o manieră entuziastă, pare că încolo mergem. Senzația pe care o trăiesc este că încolo mergem. L-am mai ascultat, doamne, mi-e și jenă să povestesc ce am făcut. Mi-e și rușine să vă spun ce am făcut. Că uneori mă mai jenesc și eu de faptele mele.
Domnul Zanfir, l-am ascultat pe Sorin Ovidiu Vântu 2 minute la un moment dat. 2 minute concomitent sau în rate? Nu. Deodată, într-o bucată? Într-o bucată. Am luat de la FNI cu toată mâna, am pus aici și am ascultat toată bucata. Și zicea ce acolo, zicea în cele 2 minute? Deși mărturisesc că nu știu dacă vreau să aflu. Nu știu dacă vreți să aflu. Hai zi-mi așa, dar păsărite. El zice în felul următor, domnule, vedeți că o să câștige Rusia războiul și vine încoace. Și el zicea că poveste, unde? Încoace? Da, că vezi ca poveste bună că influența Rusiei va reveni și se vor rearanja. Și e o informație sau o opinie? El părea la nivel de informație. Eu pentru că știi că CNO va avea atribuții și pe mediul online cât de curând. Și ca opinie mi se pare genantă, dar mă rog, nu contează, mă rog, asta. Contează această îngrijorare pe care o consolidez, pentru că am trăit ceva de tip Rusia. Am trăit ceva de tip Rusia și atunci mă gândesc, bă, pare că se așează terenul. Pare că se așează ușor terenul pentru așa ceva. Cred că asta e o opinie a domnului Buzăianu. E opinie, nu complicați existența asta este financiară. O opinie. Nu complicați existența financiară a mea, este o opinie. Pare că se așează terenul pentru așa ceva. L-am mai auzit și pe ăla, sigur că... Dar n-are legătură cu Rusia. Deci așezarea terenului n-are legătură cu Rusia. Faptul că în momentul de față anumite drepturi cetățenești sunt restrânse, da, și nu sunt restrânse în limitele constituționale sau în limitele unei explicații rezonabile, așa cum s-a întâmplat în starea de urgență, starea de alertă. Da. Pentru că eu nu o să mă solidarizez niciodată cu cei care au spus atunci că măsurile restrictive de natură să reducă numărul de morți erau o încălcare gratuită a libertăților individuale. Exista o încălcare a libertăților individuale, dar era o încălcare justificată. E ca atunci când, într-un război, că avem un exemplu la graniță, tu refuzi ordinul de chemare la armată de încorporare, spunând că este libertatea ta individuală să te duci la cinematograf mâine, nu pe front. Ție-ți este încălcată această libertate de a face ce vrei, pentru că sunt situații de forță majoră. Război, pandemie, cine știe ce. E, libertățile pe care noi le sesizăm astăzi și despre care vom vorbi în partea finală a emisiunii, pe larg, că încep să se lege niște informații și începe să se audă mai bine raportul Departamentului de Stat American și studiul publicat de Reporteri Fără Frontiere. E, diferența e următoarea. Există un cadru legitim când pentru o scurtă perioadă de timp anumite drepturi pot fi restricționate sau limitate. Pandemie, război, cine știe ce, dezastru național, cad blocurile cu tremuri, au trăit poporul român și astfel de evenimente. Și există și încălcări ale libertății care vin sub forma unei presiuni. La ce se referea colegul meu Radu puțin mai devreme când a spus că se simte un damp de Rusia în instituțiile statului? La presiunea pe care noi considerăm că are simțit-o. Și consideră și colegii din presă, și nu e vorba de noi, e vorba despre a nu permite unei instituții numite politic să spună cât, ce și cum aveți dumneavoastră dreptul să auziți la televizor, nu neapărat să vorbim noi. Asta este adevărata miză și pentru această miză continuăm lupta, metaforic desigur, pentru libertatea de exprimare și libertatea presei. Pauză și ne întoarcem. Bună România! Pentru că suntem în această situație severă de viață în care suntem monitorizați cu asprime și considerație de către organele statului, dumneavoastră zis să... Și consistența. Am intrat și noi în această holă și am început și noi să monitorizăm organismele statului. Și astăzi, de exemplu, la ședința CNA s-a petrecut acest moment pe care vreau să-l ascultăm și să-l discutăm după aia. Suntem în aceeași stare de monitorizare pe care o au și instituțiile statului față de noi. N-am văzut active watch. N-am văzut marile agenții de monitorizare a presei, portalurile și cine mai doriți să se arate să fie deranjate și să arate cât de scandalos era modul în care libertatea de exprimare a fost dusă la troacă. N-am văzut. Deci pentru cea mai joasă speță, cred că din istoria modernă a presei românești, când libertatea de exprimare a fost dusă la troacă, n-am văzut pe domnul Tolontan să iasă să țină
să țină, să facă apel la, la ce se întâmplă în, în audiovizual și în școlile și în, în televiziuni, n-am văzut. Este o, o liniște macabră, la fel ca și imaginile de la troacă și alte imagini. Mersi. Mulțumesc. Dânsul este domnul Jucan, cel care a propus amenda pentru emisiunea noastră pe acest temei, nu mai o reluăm, e clară treaba pe toată lumea, pe acest temei principal că nu am semnalat în continuu faptul că a fost contactat domnul Bode, pentru că sunt telespectatori care deschid acum televizorul și ne aud vorbind și nu știu că l-am contactat pe domnul Bode și trebuie specificat în continuu faptul că a fost contactat domnul Bode. De aceea avem și acest gen nou de a ne raporta la situație. De ce am difuzat acest pasaj din ședința CNA de astăzi? Mi s-a părut relevant în condițiile în care Activoace este una dintre organizațiile care a prezentat un punct de vedere favorabil nou, ostil CNA-ului, Bună România, rău CNA, a fost titlul comunicatului de presă semnat de cei de la Agenția de Monitorizare a Presei ActiveWatch, în care semnalau o presiune pusă pe jurnaliști și o limitare a libertății presei prin decizia de marți a Consiliului Național al Audiovizualului. Mi s-a părut stranie abordarea domnului Jucan de astăzi, domnul Jucan pe care l-am contactat ieri prin mesaj și ne-a anunțat că nu discută decât în forurile statutare ale instituției. E obligat. Nu la telefon. Gata, am înțeles. Păi, nu mai insistăm. Da. Dar astăzi vine și aduce ActiveWatch în discuție, referindu-se la alte subiecte în care unii jurnaliști nu și-au practicat profesia într-o manieră demnă de un manual de jurnalism. Dom'le, aduce ActiveWatch, îl aduce pe Tolontan în discuție, pentru că astăzi publicația Libertatea, în publicația Libertatea puteți găsi un material în care e considerată de asemenea decizia CNA o formă de presiune politică și duce aceste voci în zona, cum să spun eu, partizanatului. Dom'le, dar de ce nu comentați și când? Dar de ce relativizăm? ActiveWatch ar fi fost subiect astăzi în CNA dacă ActiveWatch nu s-ar fi poziționat împotriva deciziei CNA de marți? Dacă ActiveWatch n-ar fi vorbit despre îngrădirea libertății presei, ar mai fi fost astăzi adusă în discuție organizația ActiveWatch ca o organizație care, haideți că i-am văzut, dar de ce nu? Dar de când ne referim atât de mult la alte probleme pentru a distrage atenția de la adevărata problemă? De ce pentru a pune într-o zodia ridicolului, a minoratului, discuția despre decizia de marți a CNA, aducem în discuție alte chestiuni? Păi da, da, ActiveWatch acum ne critică pe noi, dar e o opinie, desigur. Da, unde era ActiveWatch când? Păi argumentul ăsta, să știți că a fost rostit ieri în CNA și nu v-a emoționat marți în CNA și nu v-a emoționat, domnul Jucan, când vi s-a spus de către un distins coleg, de către domnul Toma, că au mai fost situații în care n-au sunat jurnaliștii în fiecare emisiune și nu ați votat pentru sancționare, ați trecut cu vederea peste această chestiune. Acum văd că, da, da, data trecută, da, da, de ce nu atunci, da, de ce nu atunci? De ce? Pentru că cea mai joasă speță, cea mai de toată jena activitate jurnalistică, făcută așa, fără standarde, e mai puțin periculoasă, domnule Jucan, decât presiunea politică pusă pe un jurnalist onest. Deci când un jurnalist își face treaba prost, îl respinge breasla, intră într-o anumită zonă, într-o anumită sferă, sub o anumită etichetă, e tratat de public, poate un numeros publicul, dar logica unei știri facile, bombastice, lipsită de credibilitate. Deci cel mai mare prejudiciu pe care îl poate face jurnalistul nu e la fel de grav pentru societate ca presiunea pe care o poate pune statul pe un jurnalist onest, pe un jurnalist care își face treaba într-o manieră etică. De asta nu puteți spune dumneavoastră semn de egalitate între momentul în care poate nu s-a poziționat ActiveWatch, deși, domnul Buzeanu, eu mi-amintesc comunicate de presă ale ActiveWatch în care criticau anumite poziții ale unor instituții de presă, în care spuneau că nu așa se face jurnalismul, că nu respectă niște standarde. Deci eu mi-amintesc și alea. Dar să spunem că nu le-au făcut. Nu au făcut precizările atunci când trebuia. Dom'le, e mult mai grav când un jurnalist este supus unei presiuni
instituționale decât când un jurnalist își face treaba destul de prost. Eu am înțeles și vreau să fiu în drept opinie aici ca să fie clar consemnată comentariul ca opinie, să fie clară consemnarea. Eu am înțeles din ce a spus domnul Jucan un pic mai devreme, într-un fel și-a asumat faptul că acel comunicat dat de ActiveWatch, așa am înțeles din aceea ce am ascultat mai devreme, la nivel de opinie vă spun, că a fost legitim. Doar de ce nu s-a pronunțat și în legătură cu situațiile celelalte? Adică, da, legitim, aici a fost încredită libertatea de exprimare, dar în legătură cu asta, de ce nu s-a pronunțat? Deci eu am înțeles un fel de legitimare acum, n-a contrazis ActiveWatch în momentul când a luat poziție pentru că a fost restrânsă libertatea de exprimare. Asta a fost cheia în care a interpretat-o. Asta e cheia mea. Bun. Eu aș vrea să vă prezint, să vă prezint o informație din mai 2022, un raport al organizației Reporteri Fără Frontiere. În România, domnul Buzeanu, jurnaliștii apare în acest raport, au fost hărțuiți de procurori, există un discurs agresiv al politicienilor la adresa jurnaliștilor și campanii de intimidare. Da? Nu mai amintesc ce a pățit Emilia Șercan și alți jurnaliști. E, în indexul Reporteri Fără Frontiere, aferent anului 2022, România a scăzut 8 poziții în clasament. În 2021 eram pe locul 48 în indexul care monitorizează libertatea presei din 180 de țări. În 2022 am fost pe locul 56. În Departamentul de Stat american a publicat de asemenea un raport în care se vorbește despre campaniile de intimidare la adresa jurnaliștilor. E raportul pe anul 2022. Raportul publicat în anul 2022. O singură întrebare și e retorică. Cam ce credeți că va apărea în rapoartele din 2023? Să aveți o Românie bună în continuare. Le mulțumim colegilor de la Starea Nației. Toate cele bune. Vreau ne vedem mâine la 18. Am ales ceva foarte îngrijorător. Mă rog, dacă mai e ceva îngrijorător la noi, pentru că am impresia că am intrat într-o profundă stare de amorțire, de somnolență civică. Democratic vorbind, noi românii suntem astăzi niște zombi. Am fost discutați la CNA câteva ore pe acest caz Bode. Pentru că s-a vorbit prea mult despre domnul Bode în această emisiune. Dacă în 2023, că nu sunt alegeri, ni se spune că nu-mi place. Nu-mi place, amendă. Amendă! Amendă! Eu vreau să îmi imaginez, dar nu să vizualizez prea în detaliu că mă sperii, cum va arăta anul 2024. Bun, discutăm despre principiu, da? Tot ce am reținut la o amendă de 10.000 de lei a fost că la această emisiune s-a vorbit prea mult despre Bode, despre plagiatul lui Bode și că nu s-a specificat mai des faptul că Bode a fost contactat, dar nu răspunde. 10.000 de lei? Au adus injurii? Nu. Au inventat fapte? Nu. Au spus lucruri pe post care nu pot fi probate? Nu. Și primesc amendă de la CNA pentru asta? Am reținut apoi încălcarea articolului 67 din codul CNA-ului, unde se spune pe românește, domne, prezentatorii să nu profite de faptul că sunt pe post ca să o dea înainte cu aceeași treabă, cu aceleași subiecte, cu aceiași oameni politici. Poftim? A, da, când aveam o poziție, când era echilibru, când, da, acum. Iar cu imparțialitatea asta atât de prost înțeleasă la noi, e cam așa. Dacă dai ceva despre un plagiator din guvern, trebuie să dai după aia și pe cineva care a luat doctoratul pe bune. Sau cum? A? Evident că am verificat dacă acest lucru s-a întâmplat. Deci, până la urmă, am înțeles că asta ar fi marea bubă. De ce se vorbește atât de mult despre un singur om? Ce e asta, o campanie de denigrare? Nu, mă! Nu! Se vorbește despre un singur om care e ministru de interne, care a făcut rahatul praf cu Schengenul, care a plagiat și nu recunoaște,
care nu știe o boabă de engleză sau altă limbă străină, care e numărul 2 în PNL, care n-are competențe de niciun fel pentru niciuna dintre funcțiile pe care le-a ocupat de-a lungul timpului, care a dat un contract de mașini scumpe prietenului domnului președinte Iohannis, care își pune un trepăduș să-i amenințe cu dosare pe liderii PNL și care nu apare decât la emisiuni unde e pupat în popou. Metaforic, desigur. Este o situație complicată. Dacă ai vorbi astăzi toată ziua despre cum a ciordit familia Iohannis o casă, da, să zicem că ar părea foarte, foarte ciudat. S-ar uita toată lumea. Ce ai, mă, ce ți s-a întâmplat? Ce boală ți-ai ales? E al naibii de trist că asta, iată, nu înseamnă nimic pentru societate. CNA-ul românesc abia acum se gândește să sesizeze Curtea de Conturi cu privire la faptul că primele două partide ale țării, aflate într-o coaliție bolnavă, plătesc lună de lună presa cu milioane, cumpărându-i practic tăcerea. Acest CNA n-a cerut o interpelare în Parlament, n-a cerut ceva de la avocatul poporului, n-a făcut o conferință de presă ca să arate cât de bolnav e comportamentul partidelor. În schimb, amendează o emisiune că a vorbit prea mult despre un plagiator care e ministru de interne. Wow! Și, vedeți, precedentul e foarte, foarte periculos. Pentru că așa apar nu doar cenzura, ci și autocenzura. Că mulți jurnaliști vor spune, bă, lăsă-mă că am și o familie, am rate, nu mai spun aia, nu mai spun ailaltă, că poate se supără CNA-ul. Să nu cumva să zică după aia că, na, de ce vorbim atât de mult despre un singur subiect? Și așa ajungem să nu mai spunem nimic, să nu ne mai facem, de fapt, meseria. Oribil.